The situation on the front line testifies that Ukraine has the initiative. Our defenders are very active and very courageous in carrying out the assignments given to them by their commanders. We continue stabilization measures in areas which were liberated from Russian occupation. New facts of Russian atrocities are being recorded. People are showing us where the occupiers' torture rooms were, where they hid the bodies, testifying about those who were helping the occupiers. I thank all the friends and partners of Ukraine for today's principled and firm condemnation of attempts by Russia to dish out new pseudo-referenda. Сделаем все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдумов. Для того, чтобы люди могли выразить свою волю и то решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим. В своей агрессивной антироссийской политике Запад перешел всякую грань. В ход пошел и ядерный шантаж. Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия. Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. Am revenit în studio, ați văzut imaginile, erau imagini proaspete din această seară din Moscova, unde foarte mulți oameni au ieșit în stradă după declarațiile făcute de Vladimir Putin. Doamna Avram, dacă mai sunteți cu noi, vreau să vă întreb următorul lucru. A fost un mesaj de disperare, un mesaj nebunesc din partea lui Vladimir Putin în această dimineață? Ce a vrut să demonstreze? Sau mai vrea să creeze o diversiune? Domnilor, dacă nu mai este doamna Avram cu noi, aceeași întrebare și pentru dumneavoastră. Cum catalogați mesajul acesta a venit din partea lui Vladimir Putin în această dimineață, când lumea era ocupată cu Ucraina, dar era ocupată și de întâlnirea de la ONU și așa mai departe. Și iată că vine Putin și cheamă oamenii înapoi, îi mobilizează, ne amenință cu arme nucleare și așa mai departe. Este disperat? Este un gest nebunesc? Ce vrea să demonstreze? E greu de vorbit, dacă îmi permiteți să încerc să comentez. E greu de vorbit de disperare la o țară cu 250 de milioane de locuitori, care are capacitatea să mobilizeze la nevoie o armată imensă. Are capacitatea și acum de a duce două, trei războaie simultan. Problema este că nu poate să-i disloce pe cei unitățile militare, pe militarii răspândiți granița imensă a acestui stat continent, că nu putem vorbi de o țară în termenii două pe care... continente chiar. Da, sau două, da? Bun. Deci, nu știu cât e disperare din perspectiva războiului. Este o disperare din perspectiva termenilor pe care le-a folosit. Da? A inventat termenul de operațiune militară specială, gândindu-se că Ucraina va ceda în câteva zile. Acum termenul s-a prelungit și ajungem la mobilizare parțială. Deci, este o urgie a termenilor și a
mesajelor propagandistice care se transmit, toate care nu având decât un singur scop. Mascarea realității. Vă opresc o secundă. Vă salut, da. Domnule ministru. Este alături de noi domnul Teodor Meleșcanu, fost ministru de externe, diplomat de carieră, ați fost și ministru apărării. Cunoaște situația foarte bine dintre Rusia și Ucraina. Dumneavoastră, domnule ministru, cum catalogați declarația de astăzi a domnului Putin? Ce a vrut să ne mai spună de această dată? Pe cine a vrut să amenințe? NATO, Ucraina, țările din jurul Ucrainei? Adevăr, principal din punctul de vedere al președintelui Putin este pălia cu NATO și cu Statele Unite. Iar decretarea mobilizării parțiale, chiar atât pentru intrarea, de fapt se apare ca o nouă fază de a continua războiul. E sigur o cădere, o greutate foarte mare a regimului respectiv și sunt mai multe evenimente care sunt utilizate încă din momentul acesta. Referendumul este una din temele foarte importante ale președintelui Putin. În al doilea rând, modificarea codului penal, tocmai pentru a nu permite cetățenilor să protesteze, da, diverse activități în perioada respectivă, demonstrații, arestări și altele. Iar ceea ce s-a văzut foarte clar este că în Rusia, la ora actuală, ei au cam 18 milioane de rezerviști, o bază foarte, foarte largă. Și bineînțeles că președintele Putin a lăsat domnului ministru Șoigu, care a zis că prima etapă vor fi 300.000 de militari care vor intra în zona respectivă. E adevărat, au făcut niște anumite schimbări, să zicem, nu au înrolat studenții și așa mai departe. Dar vreau să vă spun că totuși lucrurile în Rusia nu merg foarte bine. De la momentul... L-ați citat exact pe domnul Stoltenberg, care spunea exact același lucru, că anunțul mobilizării parțiale este un semn că războiul nu merge bine. Da, și ceea ce vreau să vă spun este că, într-adevăr, sunt probleme odată cu discursul pe care l-a ținut președintele Putin, pentru că, probabil că ați spus și dumneavoastră sau ați văzut aceste lucruri, și anume că la data respectivă, după discursul domnului Putin, tot ceea ce înseamnă avioane, către Turcia, către Armenia sau către Georgia, în mod clar, oamenii nu aveau nicio șansă să-și cumpere un bilet și să plece. Acum, discursul, sigur, dur, poate să fie și un anumit joc sau niște campanii de dezinformare și pentru Uniunea Europeană și pentru NATO. Deci ceea ce cred că Putin... Pe lângă activitățile militare, cred că el și trupa respectivă se ocupă foarte serios de implementarea unei instabilități în Occident. Sunt lucruri care nu putem să le schimbăm, dar vreau să vă spun, să vă dau și o idee mai bună. În aceeași zi astăzi, la prânz, directorul Centrului pentru Probleme Militaro-Politice de la Moscova, domnul Alexei Podberioskin, a declarat că această operațiune specială, cum spun dânsii, se va încheia în primăvara anului 2023 și problema militaro-politică va fi rezolvată. În același timp, se vede clar că Federația Rusă face presiuni foarte mari. Se discută și despre ajungerea la o anumită înțelegere, dar președintele Putin vrea să ajungă la această negociere
e pe o poziție de forță și aceasta este și elementul, acesta este și elementul care se găsește foarte bine. E un, toate aceste elemente, referendumurile din Donetsk, din Luhansk, din Zaporojie sau din Herson, tocmai pentru a încerca să integreze această parte din estul Ucrainei și în același timp pentru a integra aceste zone respective, pentru că atunci Rusia va ajunge sigur la situația în care să aibă să asigure pacea pentru aceste părți din Ucraina care au fost, care sunt încă sub influența Rusiei. În mod evident interesează nu numai partea de est, ci și litoralul Mării Negre. Aceste două zone sunt pentru președintele Putin lucruri de cea mai mare importanță. Cu siguranță, când vorbim despre război, vorbim și despre bani. Unii câștigă, alții pierd. Sunt foarte mulți care câștigă. Vorbea domnul ministru și de Marea Neagră. Criza gazelor de acolo a pornit, da? Economic vorbind, domnule Vulcănescu, domnule Marcovici, ce înseamnă acest lucru pentru noi și pentru țările din jurul nostru? Până la urmă, cu ăștia avem cele mai multe afaceri de lângă noi. Vă rog. Eu văd partea bună a lucrurilor din perspectiva celor cu care facem afaceri. Gândiți-vă dacă noi am fi avut, cum s-a marjat foarte mult în ultimii 10 ani pe reconstruirea relațiilor cu fosta URSS, RECT, Federația Rusă. Dacă noi am fi avut o expunere mai mare pe Rusia, în momentul ăsta, prima țară în recesiune din Europa ar fi fost România. Nu, am fost protejați tocmai că nu am avut o relație, nivelul schimburilor comerciale foarte apropiat. Sunt undeva în jur de 5% din total schimburi comerciale. Noi avem expunere mare, nici asta nu e foarte sănătoasă, dar nu, oricum nu era contra naturii cum ar fi fost cu Rusia în momentul ăsta. Da, avem 70% cu Uniunea Europeană, dar, repet, partea bună a lucrurilor este că nu am fost mai expuși. Da, nu suntem o enclavă înconjurată de ziduri. Nu putem să ne rupem de contextul energetic european. Exact. Asta este un dat la care s-au adăugat și unele greșeli la nivel de forțare a trecerii spre energia verde din partea Uniunii Europene. Practic, momentul ăsta ne-a prins cumva mai puțin pe noi, avantajul de a fi în urmă, de a fi cu câțiva zeci de ani în urmă. Gândiți-vă dacă am fi avut centralele nucleare închise, centrala nucleară închisă, cum ar fi stat lucrurile. Dacă n-am mai fi putut, dacă n-am fi continuat cu producerea de energie electrică pe bază de cărbune, cum de altfel multe țări europene au aproape că au încetat să mai meargă pe tipul ăsta de producție. Vă întrerup o secundă, pe post acum la noi se văd imagini live din Moscova. Ia uitați-vă că se și bat acolo protestatarii cu polițiștii, îi ridică. Domnul ministru amintea niște sancțiuni foarte drastice pentru cei care ies să protesteze. Imaginile sunt de impact, sunt foarte mulți mascați în acest moment în centrul Moscovei. Probabil astea sunt date, astea sunt imagini pe care și autoritățile ruse le folosesc pentru a arăta că au situația sub control. E clar că există o spaimă. Apropo de contextul economic pentru Rusia de data asta, lor le pleacă creierele. Se întâmplă cam ce se întâmpla pe vremea comuniștilor la noi, pe vremea Minariadei. Da? Mult îi va costa acest lucru, domnule Marcovici? Le pleacă tinerii, le pleacă creierele în contextul financiar și economic, pentru că negreșit au probleme economice rușii la ei în țară. Le pleacă forța de muncă calificată, asta este clar.
în al doilea rând, le-au plecat foarte multe companii din acea țară. Companii unde lucrau o groază de tineri, unde s-au specializat, în primul rând, unde... Și nu mai unde să lucreze acum și automat că vor să plece din acea țară. Să nu uităm că sunt foarte mulți care locuiesc în afara Rusiei, alți ruși, mă refer, alți cetățeni ruși, care lucrează multinaționale, sunt integrați, adică în alte țări, într-un alt context economic. Și automat că și cei din Rusia, creierele, că vorbeați de creiere, se simt amenințați, că... Nu știu, pe ei contribuiau cuvântul foarte mobilizare la bugetele, îi mobilizează, adică pe toți. Vorbim de faptul că poate, nu știu, un medic sau neapărat medic, un specialist în IT sau orice specialist în orice alt domeniu va fi obligat să meargă pe front, să lupte, un chimist, orice om, nu știu. Automat că e o problemă la ei acolo. Nu, dar e un mesaj pentru mediul politic rusesc. Din punctul meu de vedere, și analiștii de tip domnul Meleșcanu pot să interpreteze mai corect, dar e clar că e un mesaj că populația, zona intelectuală, nu înghite tipul ăsta de minciuni, că ne atacă Occidentul, că ne-a atacat Ucraina. Toți au mers cu Putin din perspectiva mândriei naționale, până în prezent, până la momentul ăsta în care rolul lor de cetățeni de zonă civilă nu vor să fie amestecat cu partea militară. Nu, ce să caut eu, știu eu ce pregătire de specialitate profesională au oamenii respectivi, nu vor să se ducă unde? Lugansk, în Donbass, păi acolo au zis cetățenii din zona respectivă că luptă, numai că nici ei erau cumva neîncrezători în suportul Rusiei și de aici dorința de a integra mai repede. Referendumul ăsta e un suport moral. S-a refăcut legătura cu doamna Carmen Avram, este cu noi din nou. Vă mulțumesc frumos că ați revenit, doamna Avram. Ați văzut și declarațiile domnului Vladimir Putin de astăzi. Cât ați fost jurnalistă, v-ați ocupat foarte mult de știrile externe și cunoașteți această zonă foarte bine. Cum ați cataloga, cum ați analiza declarațiile de astăzi de disperare, nebunești, pe cine a vrut să supere, pe cine a vrut să amenințe Vladimir Putin? Anume? Pe ce post ești? Mă mai auziți, doamna Avram? Doamna Avram, ok, mă întorc spre dumneavoastră, o luăm atunci cu partea economică, pentru că aici sunteți specialiști. Cât de mult a afectat și amintați la un moment dat problema energetică, pentru că la Bruxelles, da, s-au tăiat cam toate relațiile energetice cu Rusia. Cât de mult ne costă pe noi, oamenii simpli din Uniunea Europeană, da, s-au închis tot felul de Gulf Stream, Nord și așa mai departe. Păi ne uităm la cât e propus nivelul de plafonare al prețurilor la energie electrică și gaze și comparând cu prețul de vânzare, tarifele reale ale furnizorilor de energie și gaze, de utilități în general, putem să ne dăm seama cât de gravă e situația. Pentru că de la 4 lei kilowattul oră pe care îl anunță Enel în momentul ăsta, la 0,68 cât e plafonul fixat prin ordonanța 119, diferența de 3 lei, aia sunt bani de la bugetul statului. Ăla e un cost foarte mare. E un cost care se traduce până la urmă în tăieri de bugete din alte de părți. De altundeva. Și cu atât mai mult devine extrem de importantă demararea și lansarea, la viteza maximă. Doamna Avram, ne auziți? PNRR-ului. Da. Doamna Avram, sunteți cu noi, ne auziți? Se pare că nu. În deci continuare nu urmărim de imagini din Moscova. Ca de aer. Da, așa este. În continuare urmărim imagini live din Moscova. Mascații sunt acolo pregătiți cu autocarele să ridice protestatarii.
Să sperăm că nu vor escalada lucrurile la Moscova și mai mult. Păi nu vor escalada, știți de ce? Pentru că se aplică tehnica comunistă, o știu ei de mult și o știm și noi din anii regimului comunist, da? Și nu numai, și imediat după. Trebuie tăiat răul de la rădăcină, da. Din start. Da? Din start, te încarci în autobuze, nu lași să se extindă flama. Nu lași să exprime liber. Domnule Meleșcanu, vreau să vă întreb așa. A ieșit Putin la atac astăzi, da? A ieșit. A avut câteva reacții din partea NATO. Domnul Stoltenberg nu era prea îngrijorat și dumneavoastră l-ați și citat la un moment dat că ceva nu merge bine cu războiul și spunea că nu are curaj să folosească armele nucleare, să sperăm că așa se va întâmpla. Ce se va întâmpla în zilele următoare după această declarație a lui Putin? Eu cred că președintele se meargă pe ideea clară, în primul rând, ca temă, tema cea mai importantă, referendumul, pentru că asta îi dă lui capacitatea de a, să spunem, de a avea posibilitatea să asigure toate regiunile respective. Din acest punct de vedere, lucrurile nu se vor schimba foarte, nici acțiunile militare nu vor fi, chiar dacă acum vor veni, eu știu, 300.000 de militari sau nu știu ce, astea nu se fac peste noapte. Nu sunt oameni care vin așa de undeva. Ceea ce este interesant este că președintele Putin vorbea și de niște specialiști din afara Rusiei care au intenția să se implice în acest conflict. Deci lucrurile nu vor evolua foarte rapid, cum v-am spus. Veni iarna și la sfârșitul iernii, se pare că se va ajunge până la urmă la o înțelegere. Vorbeați mult de gaz, de electricitate. Vreau să vă spun că la ora actuală Rusia livrează extrem de puțin, 6-4% în Uniunea Europeană. Cel mai mare, care 80% care folosește gazul natural, este Norvegia. Norvegia ca o țară și în al doilea rând în Olanda câteva companii care se ocupă de acest lucru. Nimeni nu înțelege nici până acum de ce au crescut foarte mult și de ce nu acceptă plafonare, măcar în perioada asta, chiar dacă s-a dus mai mult în sus. O să vă spun un lucru, să nu înțelegem. Haideți să încercăm să fim și noi mult mai serioși, să vedem despre ce este vorba. Sigur că trebuie toată lumea să facă efortul pentru economisirea electricității și a gazului. Dar nu vă supărați, când se duce în sus, la nivelul Uniunii Europene, costurile respective, gândiți-vă că pentru români sunt de 3 ori sau 6 ori mai mici salariile decât în celelalte țări ale Uniunii Europene. Nu poți să faci altceva, nu poți să mergi pe aceeași idee. Avem și noi posibilitatea și trebuie să facem un efort deosebit pentru ca la nivelul guvernului să se ajungă la o plafonare a unor oameni care... Se alătură discuției și domnul Leonard Artur Horvat de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, profesor de istorie și analist de politică externă. Vă salut, domnule profesor! Bună seara și bine v-am găsit! Vreau să vă întreb următorul lucru și pe dumneavoastră. Ce a vrut să demonstreze Vladimir Putin cu declarația de astăzi? Mai ales că Stoltenberg a spus că războiul nu merge bine dacă Putin a ieșit la atac cu astfel de declarații. Și de ce ține neapărat să aibă Ucraina când are o țară pe două continente cu o grămadă de resurse? Da, sigur, declarația de astăzi, care s-a tot amânat, teoretic trebuia să fie aseară, s-a tot amânat, arată situația nesigură care există în cercurile de putere de la Kremlin, pe de o parte. Pe de altă parte, putem spune că se intre într-o oarecare fază finală a războiului, pentru că, așa zis, o operațiune specială nu a funcționat. Și a imaginat Kremlinul, vedem că Ucraina ușor încearcă să și poate, având în vedere dotarea pe care o are
este din partea Occidentului, șajul pe care îl primește din partea Occidentului, reușește să-și recucerească o parte din teritoriile naționale. Pe de altă parte, dacă e să ne uităm, să ne gândim la declarația clară de astăzi, degeaba Vladimir Putin face mobilizare parțială a armii, păcate, tehnica militară este destul de învechită și asta s-a dovedit în cele 6 luni de război care există în Ucraina. Deci nu putem să revenim la acea situație care a fost cel de-al doilea război mondial, în care obligi oamenii să meargă pe front numai cu arma în mână. Să știți că și în al doilea război mondial cele mai multe victime au fost datorită artilor, nu datorită oamenilor, cum vedem în filme, care au murit cu arma în mână. Deci nu se poate. Degeaba încearcă Vladimir Putin să treacă economia Rusiei pe economie de război, pentru că tehnica convențională la nivel NATO se dovedește în el superioară cu care este înzestrată armata Ucrainei. Bun, aș vrea să revin în studio la dumneavoastră. Vinde și aproape că nu mai vinde gaz spre Uniunea Europeană, Rusia, cât de mult îi afectează economic? Pentru că, iată, spunea domnul profesor, nu prea mai sunt nici bani să-și mai reînnoiască armamentul din dotare și așa mai departe. La ruși vă referiți? La ruși mă refer. Rușii au o marfă vandabilă. Nu asta e problema. Da, acum au niște probleme de interconexiuni. Da, cum să livrezi indienilor petrol? Cum să livrezi chinezilor gaz? Au făcut noi trasee pentru livrarea de combustibil, să spun. Dar până la urmă Europa avea nevoie de lecția asta. Europa trebuia să își găsească un sistem alternativ la alimentarea din Rusia. Și gândiți-vă că chestiunea asta în sine va dezmorți, pentru că ușor, ușor, zona de explorare de resurse petroliere, de gaze, se închidea. Politica asta impusă de îndreptare spre economia verde restrânsese investițiile spre zona de explorare, deforare, de identificare, da, de noi resurse. Chestiunea este din nou adusă în prim plan. Există zăcăminte foarte mari. Gândiți-vă ce au Egiptul și Israelul. Doar Israelul, dacă ar intra în piață în momentul ăsta ceva mai puternic, ar carma spiritele 1-2. Deci rușii și așa în momentul ăsta sunt obligați să vândă piețelor spre care se orientează la costuri minime. De aici e pierderea mare a rușilor, că nu pot să fructifice momentul ăsta favorabil pe care și l-au creat. Ei trebuie să vândă mai ieftin piețelor de tip China și India. Și profită, că știu că nu... Da. Că dacă nu ți-au eu, cine ți-a? Închis robinetul spre, da, Europa. Bineînțeles, și noi ne îndreptăm spre alții până la urmă să cumpărăm. Cu, da, cu altă resursă, că aici, de aici și ne gândim, de ce noi avem resurse și totuși prețul crește? Pentru că resursele noastre nu sunt suficiente, pentru că nu avem gazele din Marea Nordului, din Marea Neagră, pentru că gazele din Marea Nordului de la norvegieni nu pot să ajungă în România. Nu, noi nu avem o conexiune să vină gazele de aici. Nouă ne trebuie gaze de undeva din sud. Da. Bun. Domnule profesor Horvat, mă întorc un pic spre dumneavoastră și vă întreb, poate ați văzut și declarația lui Jens Stoltenberg de astăzi, o reacție pentru Reuters referitoare la declarația domnului Putin, care spune că războiul nu merge conform planului făcut de ruși, că trupele ruse sunt echipate prost și nu au nici un lanț de comandă adecvat pentru a conduce acest război cum trebuie. În perioada următoare o vor lăsa mai moale sau Putin insistă și insistă în nebunia lor să continue în Ucraina?
Da, așa este. Să spunem, din acest punct de vedere, cred că Jens Stoltenberg a concis destul de bine rezumatul pe care l-a făcut astăzi. Există mai multe, să spunem, cercuri de putere, așa zise, cercuri de putere. Toată lumea încearcă să raporteze la Vladimir Putin, pentru că acolo există o comandă centrală oarecum, dar din momentul în care se iasă de la Kremlin, după cum observăm, există mai multe discordanțe în ceea ce înseamnă comandamentul militar al Federației Ruse și din cauza acestor situații se vede și dezastru din teren pe de altă parte. Așa cum am mai spus, se vede că armamentul pe care ucrainenii l-au primit că drept ajutor de atât din Statele Unite cât și de la din Uniunea Europeană, armamentul convențional, că despre acesta discutăm, pe care există în front, este un armament net superior din punct de vedere tehnologic la ceea ce înseamnă armamentul rusesc. S-a văzut în ofensiva din Kherson, pe care ucrainenii au reușit să o facă și să recucerească undeva la peste 3000 de kilometri pătrați de teritoriu național. Acolo s-a văzut dezastru, practic armata 54 rusă a fost decimată teoretic acolo totalmente, o grămadă de divizii rusești. Se vede situația din teren, deci lucrurile nu stau chiar așa cum și-a imaginat Kremlinul. Pe de altă parte, cred că asistăm, să spunem, la situația ușor disperată a Rusiei, pentru că din punct de vedere a relațiilor internaționale și a ceea ce înseamnă Federația Rusă însemna până în februarie, are o cădere de imagine fantastică. Practic, în momentul de față, Rusia se luptă cu aproape toată lumea și acei puțini prieteni pe care îi mai are, așa zici, prieteni. Dacă Vladimir Putin va insista pe folosirea de arme tehnologice sau biologice sau cu tentă nucleară, cred că singurul aliat al Rusiei va rămâne Coreea de Nord și atât. Bun, Mihai Marcovici, amintea domnul Vulcănescu la un moment dat un cuvânt de care toată lumea ne temem, de recesiune. Cum va arăta perioada următoare în ceea ce a lăsat acum și Rusia, nu? Pentru că a venit COVID-ul, au venit alte probleme. Lumea a cam evitat să discute despre recesiune. Acum a venit și războiul din 24 februarie încoace. Ce urmează din punctul ăsta de vedere? Sunteți analist financiar. Cum arată finanțele viitorul? Eu mă gândesc că, cel puțin perspectiva sistemului bancar, să zic așa, cred că la un moment dat, dacă o să vină această recesiune și vor fi probleme cu debitorii, nu și cu clienții băncilor, mai ales, pentru că suntem o populație foarte mult îndatorată din punctul ăsta de vedere. Cred că se vor da câteva ordonanțe unde vor începe, adică unde băncile vor fi obligate să accepte amânări la rate, cum s-a fost și în perioada COVID-ului. Și se vor plafona diverse dobânzi sau oricum și băncile vor lua măsuri de siguranță ca să nu ajungă cu foarte multe credite executate. Cel puțin din punctul ăsta de vedere pot să spun că asta este opinia mea. Că se vor lua măsuri, cred că la nivel, nu știu, de țară și le vor implementa toate băncile comerciale. Cât de mult deci va fi și mai greu de luat. Da, cât de mult, probabil că da. Cât de mult va afecta războiul acesta, urmele războiului? Ce dacă zicea domnul Meleșcanu la un moment dat că în martie s-a finalizat. Nu sunt semnele unei crize reale. Acum. Acum. Dar pe termen lung sau mediu? Și nu e o criză reală. De ce? Nu că n-ar fi fost momentul să vină o criză. Pentru că din multe puncte de vedere, dacă vă uitați ce se întâmplă pe piața muncii, e nevoie de o criză. Pentru că altfel nu mai ai de unde să iei angajați. Nu există decât pretenții din partea unor oameni slab calificați, pentru că vorba care se poartă în zona construcțiilor, ăia buni sunt în Germania. Da? Statul a devenit un concurent neloial al mediului privat și atrage extrem de multă forță de muncă într-o zonă, cum să zic, a risipei totale, în punctul meu de vedere, la stat mă refer. Da? Și atunci o corecție ar fi trebuit să vină. Poate nu una foarte dură și sper să nu fie una foarte dură, pentru că totul depinde, până la urmă, de Germania. Dacă Germania
intră în recesiune, dacă Germania colapsează, atunci probleme au și ei acum odată cu gazul rusesc. Noi nu prea mai avem cum să evităm un declin. Odată pe timpuri se spunea, mi-aduc aminte, reprezentantul FMI-ului la București, negând o realitate legată de ce se întâmpla în vinul anului 2008, spunea va fi când se, criza era evidentă, subprime din America, tot ce urma să vină, castelul de cărți de joc, se vedea clar cum se prăbușește și ce direcție are, reprezentantul FMI-ului de la București zicea, va fi o aterizare lentă. Acum l-aș parafraza pe respectivul domn, aș zice va fi o aterizare lentă, pentru că nu mai sunt aceleași condiții de prăbușire. Dar de recesiune nu cred că putem scăpa. Pentru că, v-am zis, mai conta, după COVID și după această criză. E odată expunerea pe Germaniei masivă, pe aproape dependența totală a Germaniei, a economiei germane de gazul rusesc. Da? Relația Occidentului foarte largă cu piața rusească, producători de auto, producători de toate genurile. O piață care era foarte ieftină. O piață mare. I-a atras ca un magnet acolo. Da. Au fost atrași ca un magnet. Distribuție, tot ce există. Gândiți-vă, Ikea. Toate astea au însemnat pierderi. Cei care s-au retras de acolo, pentru ei înseamnă pierderi. Pierderi la care se pot acumula alte pierderi, asta înseamnă iarăși recesiune. Dar, dacă și domnul Meleșcanu a subliniat o chestiune esențială, din punctul meu de vedere, legat de viitorul, a ceea ce se poate întâmpla acolo. Putin în momentul ăsta vrea să înglobeze mai repede, el oricum se adresează, nu ni se adresează nouă sau Occidentului, el sau țările nouă în sensul de Europa. El se adresează rușilor. Bun. Da? Și el vrea să înglobeze teritoriile. Vă mulțumesc foarte frumos pentru analizele dumneavoastră. Îi mulțumesc și doamnei Carmen Avram și domnului Meleșcanu, dar și domnului profesor Horvat de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Punem punct ediției speciale în această seară. Eu vă invit să rămâneți alături de Metropola TV. Urmează Oana Lovin cu o altă ediție specială cu teme la fel de interesante. Vă doresc noapte bună!